să-mi fac misiunea de gazdă, să mă duc la bun sfârșit. Bună ziua! Bine ne-am revăzut cu o parte dintre domniile voastre. Avem onoarea și plăcerea în același timp să-l avem alături de noi pe domnul ministru Pricopie și pe domnul rector Giurma într-o scurtă conferință de presă legată de vizita domniei sale la Iași. Am venit la Iași la invitația celor două universități. Aveți mai multe universități în Iași, dar Universitatea Cuza și Universitatea Politehnica și la invitația primăriei. La Universitatea Politehnică am avut mai multe discuții cu domnul rector. Sigur, ne cunoaștem de când eram secretar de stat, deci nu au început discuțiile de acum, dar unul dintre obiectivele pe care încercăm să-l rezolvăm în următorul interval de timp. Este un obiectiv început cu mult timp în urmă. Este vorba de acea piscină olimpică, proiect demarat prin finanțare de la Ministerul Educației, repet, în urmă cu mai mulți ani și practic înghețat din lipsă de fonduri. După cum cunoașteți, în acest moment suntem într-o situație bună, aș spune, pentru că o serie de fonduri pe infrastructură educațională pe ciclu financiar 2007-2013 au fost mutate de la diverse axe, de exemplu transport sau mediu, către componenta de dezvoltare regională, respectiv proiectele regio, și aceste fonduri, 240 de milioane, acum sunt accesate de către diferite autorități locale pentru a rezolva problema celor 1400 de șantiere începute de-a lungul timpului și neterminate. Sigur că nu vor fi rezolvate toate din prima etapă, unele au tot felul de situații neclare, fie contracte reziliate și trebuie să se rea licitația, fie diverse alte situații, însă pe perioada financiară, pe ciclu financiar 2014-2020, mai avem programate 600 de milioane de euro și practic ceea ce nu se reușește în această primă fază, care de fapt nu e prima, pentru că pe fonduri structurale pe regio s-au mai făcut atât universități, chiar Universitatea Politehnică a fost beneficiară unui astfel de proiect, cât și unități de învățământ. Deci ceea ce nu se va reuși cu aceste 240 de milioane realocare, vom continua mai departe cu cele 600 de milioane până în 2020. În cazul obiectivului despre care vorbeam, am investigat toate posibilitățile și probabil că cea mai la îndemână va fi tot accesarea fondurilor europene din ciclul 2014-2020, care nu trebuie să pară o perspectivă îndepărtată, pentru că domnul ministru Eugen Teodorovici a identificat o serie de și-a adoptat o serie de măsuri, a identificat o serie de soluții, astfel încât finanțarea să înceapă destul de repede. Este un obiectiv, cred eu, important pentru tinerii din Iași să aibă acces la o infrastructură sportivă de o asemenea învergură. De altfel, a fost una dintre ideile discutate, recomandări. Sunt convins că domnul rector, împreună cu colegii din Senat și Consiliul de Administrație, vor analiza această posibilitate, să existe o formulă prin care nu numai studenții din Universitatea Politehnică să beneficieze de această investiție, ci întreaga comunitate academică din Iași și poate chiar și copiii din cluburile sportive. Dar, repet, urmează ca Universitatea să analizeze și împreună cu autoritatea locală, pentru că acolo este și o problemă de proprietatea unei bucăți din teren, cu sprijinul autorităților locale, respectiv a primăriei, să se soluționeze toate aceste probleme în următoarele luni, pentru ca spre sfârșitul anului să se poată aplica pentru finanțare fonduri structurale. Sigur, au mai fost discutate și alte probleme legate de Universitatea Politehnică Iași, însă noi zicem că aceasta este cea mai importantă și cea mai delicată, celelalte fiind lucruri curente pe care le rezolvăm săptămânal în dialogul dintre Universitate și Ministerul Educației. A doua vizită pe care am făcut-o, de fapt a fost participare la o conferință internațională organizată de Universitatea din Iași. Domnul rector
nu este acum Universitatea Cuza Iași, nu este acum aici pentru că încă se desfășoară conferința. Este o conferință academică obișnuită, ceea ce este însă special, a spune, sigur, o conferință internațională mare cu 60 de invitați din străinătate. Ceea ce mie mi se pare special și a fost o mare onoare ca Ministerul Educației să participe, eu am reprezentat Ministerul aici, este introducerea, nominalizarea lui Spiru Haret într-o prestigioasă listă realizată de International, să am titulatura corectă, International Adult and Continuing Education Hall of Fame. Este o organizație internațională care recunoaște munca depusă de diferiți specialiști, profesori, educatori, în sensul larg al cuvântului, specialiști în educație, de astăzi, cei care trăiesc, dar și cei care au încetat din viață, iar pentru România, cred că la 100 de ani, 100 și ceva de ani de la moartea lui Spiru Haret, este o onoare să constatăm că o instituție internațională recunoaște munca lui Spiru Haret desfășurată în urmă cu mai bine de 100 de ani. Eu am avut onoarea să fac prezentarea. Evident că această instituție internațională cunoaște foarte bine cine este Spiru Haret, altfel nu ar fi acordat această distincție, dar public eu am fost invitat să îl introduc pe Spiru Haret audienței, să vorbesc despre ceea ce Spiru Haret a făcut pentru sistemul, pentru educația din România, pentru sistemul de învățământ din România. Ceremonia de acordare a acestei distincții va fi aici, găzduită de primărie, începând cu ora 7. Sunt și alții specialiști care au fost prezenți la conferință, introduși pe această listă, această List of Educational Hall of Fame, și a avut loc prezentarea în cadrul conferinței a tuturor celor nominalizați. Al treilea motiv pentru care mă aflu aici este legat de faptul că de fiecare dată când Primăria Iași a organizat un eveniment pe teme de educație, am răspuns din mai multe motive. În primul rând, este un lucru pe care l-am spus și astăzi la conferință, în engleză, dar cred că s-a înțeles pentru toată lumea, că dacă ar fi să căutăm rădăcinile educației din România, atunci una dintre rădăcini este adânc înfiptă aici, în pământul Iașului. Să nu uităm că primele forme instituționalizate de educație s-au format aici. Clujul este un alt loc în care educația s-a dezvoltat foarte devreme și, evident, Bucureștiul, al treilea, în ordine cronologică, loc în care educația s-a dezvoltat. Prin urmare, atunci când Iașul organizează un eveniment pe zona educației, Ministrul Educației, indiferent cum îl cheamă, cred că este obligat, din respect pentru Iași, să spună da. Am participat anul trecut la Festivalul Internațional al Educației, organizat de primărie, știți foarte bine, a fost un eveniment extrem de bine primit de toată lumea și la nivel național, dar și la nivel internațional, pentru că a fost o participare largă. Anul acesta am promis și evident că mă voi ține de cuvânt să particip în perioada 20-29 iunie, evident nu toată perioada, într-una din zile să particip la festivalul organizat anul acesta de către primărie. Programul deja este unul extrem de consistent și în același timp benefic pentru tineri. Să știți că fiecare vede lumea prin lentilele sale. Lentilele mele sunt în primul rând lentile de educație, iar eu atunci când mă gândesc la Iași, nu mă gândesc la Iași ca oraș, să zicem, capitală de regiune, probabil în viitor reconfirmată această poziție, mă gândesc la Iași ca o capitală națională a educației și avem aici universități și școli de tradiție și cred că este bine să cinstim acest lucru. Nu în ultimul rând, al patrulea lucru pe care vreau să-l spun, să știți că atunci când ești în poziția de ministru educației, primești multe întrebări, uneori ești și criticat, rare ori ești felicitat.
De când am adoptat ordinul pentru introducerea șahului în învățământul primar, programa de 2 ani pentru șah, pentru învățământul primar, clasele 1-4, primesc în continuare felicitări. Și astăzi am primit felicitări. Uneori, probabil că ministrul este persoana care ar trebui să primească felicitările. De data asta, să știți că eu am fost ultimul într-o listă foarte lungă. Prima persoană care a susținut acest proiect al șahului în școli, cel puțin în interacțiunea cu mine și începută atunci când eram secretar de stat, este doamna Elisabeta Polihroniade, care în 2007-2008, în mod sistematic, a venit la minister promovând ideea de șah în școli. Am plecat de la minister la sfârșitul anului 2008 din poziția de secretar de stat. Iată că după atâția ani, în final, am pus cap la cap toate elementele împreună cu Institutul de Științe al Educației și Federația Română de Șah. Domnul Sorin Iacoban aici de față, în calitate de profesor și de președinte al Federației Române de Șah, ne-a acordat o sprijinul, colegii dumnealui de la Federație ne-au acordat o sprijinul și acum avem o programă pentru primii 2 ani. Evident că este un prim pas. Faptul că am aprobat un ordin prin care spunem că șahul poate să fie o disciplină opțională la nivelul învățământului primar nu înseamnă că am încheiat munca. Va trebui să facem foarte multe lucruri, în primul rând de la certificarea cadrelor didactice care se va face în baza unui protocol cu Federația Română de Șah. Evident, este o situație atipică, specială și atunci orice cadru didactic cu pregătire didactică, indiferent că predă matematică, geografie, istorie, educație fizică, dacă este certificat, înregistrat jucător profesionist la Federația Română de Șah, va putea să primească dreptul de a preda șah în școlile românești. Am fost întrebat atunci când am aprobat această programă cum se va proceda cu cadrele didactice. Nu am dat la vremea respectivă un răspuns, pentru că mie îmi place atunci când spun public ceva să fie verificat și validat. Între timp am finalizat la nivel de discuții, urmează să semnăm un acord cu Federația Română de Șah în acest sens și să facem pașii următori. Anunțăm în luna mai, nu s-au stabilit încă datele, dar pe parcursul lunii mai vom organiza un eveniment național mare cu elevii, cu ocazia vizitei președintelui Federației Internaționale de Șah la București. Sperăm ca și domnul prim-ministru și doamna Elisabeta Polihroniade și Federația de Șah să fie acolo și să trecem într-o nouă fază, și anume faza în care nu doar certificăm profesori de șah, dar asigurăm și o minimă dotare pentru unitățile de învățământ. Federația de Șah și Federația Internațională de Șah are un proiect în acest sens. Detaliile o să le prezentăm la momentul potrivit, în momentul în care se va semna acordul. De ce am vorbit la Iași despre șah? Pentru că dacă intrați pe pagina de internet, jucătorii de șah sunt catalogați internațional, așa cum sunt și jucătorii de tenis. Există un scor pe care fiecare jucător îl are, inclusiv juniorii. Și dacă veți intra pe această listă, veți vedea că tinerii elevi din Iași, cluburile sportive de șah din Iași sunt extrem de puternice. Vă spun acest lucru pentru că am discuții în familie. Băiatul meu, care are 17 ani, prin urmare nu va beneficia de programa de șah pentru începători, este jucător profesionist de șah și de fiecare dată când ia bătaie, în general ia bătaie de la cineva din Iași. S-ar putea să-l mut aici vreun an de zile ca să se antreneze mai bine cu ieșenii. Acestea sunt cele 4 subiecte pe care eu le-am avut pe listă. Sigur, întrucât nu vin la Iași în fiecare săptămână, vă stau la dispoziție încercând să răspund întrebărilor dumneavoastră, indiferent dacă sunt pe marginea acestor subiecte pe care eu le-am prezentat astăzi sau sunt alte teme de interes pentru dumneavoastră pe care doriți să le clarificăm. Avem la dispoziție, cred, încă 20 de minute. Sper ca acest interval să fie suficient. Pe 24 ianuarie, dacă nu mă înșel. Da. Proiectul respectiv l-am preluat ca un proiect național.
De altfel, cred că este obligația noastră a tuturor, minister, federații sindicale, inspectorate școlare, autoritățile locale, să încercăm să găsim soluții de sprijin pentru cadrele didactice. Este vorba de un proiect prin care să se asigure pentru cadrele didactice deja calificate într-un anumit domeniu, să se asigure obținerea unei a doua calificări. Sunt situații în care un profesor, în special în mediul rural sau în zonele izolate, nu reușește să-și constituie o normă numai din orele corespunzătoare specializării pe care o are. Și atunci este obligat să facă naveta într-un alt loc, la o altă școală, la distanțe de câțiva kilometri sau poate chiar distanțe mai mari, pentru a avea o normă întreagă. Ceea ce au propus federațiile sindicale a fost să încercăm să găsim o formulă împreună cu universitățile, nu doar pentru zona Iașului, ci pentru toată țara, de obținere unei cele de-a doua calificări. Există posibilitatea legal, conform legii, există posibilitatea să parcurgi 3 sau 4 semestre pentru a obține o a doua calificare. Problema principală este să ai un număr critic, un număr minim de cadre didactice, ori pentru asta este nevoie să promovăm programul la nivel național. Estimarea făcută de sindicate este de aproximativ 13-14.000 de cadre didactice în toată țara, care ar dori să obțină o a doua calificare. Și evident, a doua problemă este legată de acoperirea finanțării. Am discutat cu ministrul fondurilor europene, domnul Eugen Teodorovici, am discutat cu colegii de la organismele intermediare din Ministerul Educației. Există această posibilitate și vom trece la redactarea unor proiecte. N-am decis deocamdată dacă aceste proiecte vor fi gestionate de Ministerul Educației în colaborare cu universitățile mari și să acoperim practic geografic toată țara, sau vor fi proiecte scrise, proiecte tip scrise de Ministerul Educației, dar apoi transferate către universități și universitățile mari, singure sau în consorțiu, să asigure aceste specializări. Noi sperăm să reușim să facem acest lucru, începând chiar cu toamna acestui an, chiar dacă toamna acestui an ar putea să însemne noiembrie sau decembrie, ținând cont de faptul că vorbim de 3 semestre. În cazul în care nu reușim să ne încadrăm cu timpul pe obținerea finanțării din fonduri structurale, repet, cred că există posibilitatea să începem și un pic mai târziu. Dar nu plecăm cu această idee, plecăm cu ideea că vor fi scrise proiectele repede și de la 1 octombrie se vor demara. Nu este prima dată când se face așa ceva, s-a mai făcut, există un proiect, a existat un proiect pe Banca Mondială în perioada 2001-2004, la vremea respectivă fiind însă vorba de obținerea calificării pentru cadre didactice necalificate din mediul rural. Dar ideea era aceeași. De data aceasta nu vorbim de necalificați, vorbim de profesori calificați, de aceea este mai simplu, pentru că modulele pedagogice și multe discipline sunt deja parcurse. Vorbim doar de disciplinele care vin să completeze a doua specializare. Sindicatele știu, am avut discuții, cred că de două ori, inclusiv la Ministerul Educației, sunt la curent cu acest lucru, i-am informat, am avut o videoconferință, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută, cu toți inspectorii școlari generali și liderii de sindicat din fiecare județ în parte, cunosc acest lucru, că lucrăm și sperăm să demarăm cât mai curând. Da. Alte întrebări? Vreți breaking news? Nu vă dau breaking news. Am anunțat de la bun început că nu veți avea prea multe breaking news de la Ministerul Educației. N-avem cum să facem schimbări. Suntem în luna aprilie, acum și în două zile mai. N-avem cum să facem schimbări. Iar acum, e adevărat că la un moment dat poate să apară o confuzie terminologică. Folosim termenul de evaluare națională pentru, în momentul de față, pentru patru lucruri diferite. Înainte aveam termenul de evaluare națională numai pentru examenul de la sfârșitul clasei a 8-a, care este un examen. Am introdus, așa scrie în lege, n-am scris-o eu, așa scrie în lege și trebuie să respectăm legea, s-a introdus termenul de evaluare națională și pentru clasele 2, 4, 6. Precizez foarte clar că acestea nu sunt examene. La clasele a doua, a patra, a șasea, nu vorbim despre examene.
vorbim despre niște evaluări pentru a vedea în ce măsură copiii din Iași performează în raport cu copiii din Cluj, în raport cu copiii din Dâmbovița și așa mai departe. Nu există în momentul de față un astfel de instrument de analiză și comparație. Singurul instrument de analiză este la sfârșitul examenului de clasa a 8-a, adică evaluarea de clasa a 8-a. Ori este prea târziu să așteptăm 8 ani de zile plus 1, 2, 3 de grădiniță, depinde fiecare copil câți ani de grădiniță a parcurs, este prea târziu să așteptăm 10 ani pentru a putea să facem o evaluare de acest gen. Prin urmare, încă o dată transmit, pentru că vă spun, primele discuții în acest sens au început cu fata mea de clasa a 4-a, care era stresată anul trecut pe vremea asta că o să dea un examen. Nu dă niciun examen. Dă o evaluare, am pus subiectele pentru această evaluare pe pagina de internet a Ministerului Educației încă din luna martie. Am cerut inspectorilor școlari generali și directorilor să folosească aceste subiecte la clasă în zilele următoare pentru ca elevii să nu vadă acest tip de evaluare prima dată când vor susține efectiv evaluarea. Am mai precizat, pentru că iar a apărut un zvon, că notele de la aceste evaluări vor avea impact pe admiterea în clasa 9-a. Am venit și am precizat foarte clar că n-a existat niciodată o astfel de discuție, nu vor avea impact pe admiterea din clasa 9-a, care va fi peste 2 ani pentru cei din clasa 6-a, 4 ani pentru cei de clasa 4-a și 6 ani pentru cei de clasa 2-a. Eu cred că ar fi o mare greșeală să judeci, atenție, folosesc cu grijă cuvântul judeci, să judeci un copil la 14 ani pentru ceea ce a făcut la 8 ani sau la 9 ani, în clasa a 2-a sau în clasa a 10-a. Aceste instrumente sunt instrumente didactice. Noi profesorii, fie că suntem profesori la catedră, inspectori de specialitate la inspectorat sau în Ministerul Educației, vom avea posibilitatea să vedem diferențele dintre copii și să intervenim acolo unde sunt probleme. Nu premiem pe nimeni în urma acestei evaluări, nu sancționăm pe nimeni. Facem o radio, când te duci la doctor și îți faci o radiografie, nu primești nici premiu, nici pedeapsă, primești o rețetă. Asta vom da și noi. O rețetă și, de fapt, nu noi vom prescrie acea rețetă și fiecare inspectorat școlar și director, împreună cu corpul profesoral, vor avea obligația să stabilească modalitatea de recuperare acolo unde va fi cazul. Și evident că știm bine că avem probleme. Mulțumesc pentru întrebare. Sper să nu vă supărați pe mine dacă vă spun că informațiile din întrebarea dumneavoastră sunt parțial corecte, ca să nu zic parțial incorrecte, n-am zis asta. Probabilitatea a fost mai mare anul trecut. Contează foarte mult, indiferent cum ai lua, și dacă iei probabilitatea totală, număr total intrați în examen și câți au promovat, dar acesta este un mod de a te uita la cifre. În mod normal, trebuie să te uiți la cifre în raport cu promoția care a terminat în anul respectiv. Din 2010 până în 2013 inclusiv, au căzut bacalaureatul 209.000 de elevi. Dacă vă uitați în cifrele statistice, o să vă iasă peste 300.000. Diferența dintre statistica din monitor oficial și statistica de la Ministerul Educației este că unii au căzut de mai multe ori. Prin urmare, noi am scos din calculator, după cod numeric personal, candidați unici căzuți. Deci candidați unici căzuți sunt 209.000. Totuși, în anul 2010-2011 au căzut cei mai mulți. Este anul în care, din păcate, din punctul meu de vedere, s-a mers cu o abordare, cu un discurs foarte nedidactic, un discurs negativ, un discurs care, într-un fel, a inhibat foarte mult și subiectele, eu sunt profesor de 19 ani, și subiectele au fost calibrate altfel decât ar trebui să fie calibrate subiectele la nivelul unei evaluări naționale.
Un bacalaureat nu este o olimpiadă. Un bacalaureat este un examen care trebuie să arate la nivelul învățământului de masă ce anume au reușit să achiziționeze din punct de vedere educațional elevii. Prin urmare, subiectele trebuie să fie de nivel mediu plus, le-am zis noi. Un elev care știe să citească și știe să folosească la nivel elementar numerele, ar trebui să ia nota 5 la sfârșitul clasei a 8-a. Am avut în 2012 55.000 de elevi care nu au reușit să ia examenul de clasa 8-a și anul trecut am avut 35.000 aproximativ de elevi care nu au reușit să ia examenul de clasa de evaluarea de clasa 8-a. La bacalaureat anul trecut, dacă ne raportăm la cei care au finalizat studiile liceale în anul 2013, procentul de promovabilitate a fost de 64%. Și dacă adăugăm și sesiunea de toamnă, se ridică spre 70%. Depinde exact de cum ne uităm la date. Dar anul trecut subiectele au fost de nivel mediu plus, iar anul acesta vor fi la fel, nu vor fi mai ușoare, nu vor fi mai grele. Evident că pe Facebook primesc tot felul de solicitări din partea elevilor, se vede că sunt elevi pentru că te uiți la profilul lor. Domnule ministru, vă rog să ne dați subiecte ușoare anul acesta. Nu pot să le promit și e bine să nu spere. Nu vor fi subiecte mai ușoare, vor fi subiecte la fel calibrate, așa cum a fost și anul trecut. Prin urmare, le recomand să se pregătească, mai au încă un număr de săptămâni la dispoziție. S-a făcut un oarecare caz și pe marginea rezultatelor de la simulări. Simulările sunt extrem de importante și simulările au fost susținute de vreme, adică imediat după ce a început acest an calendaristic, tocmai pentru a-i băga un pic în priză pe elevi. Repet, fac apel la pedagogie. Momentul de mobilizare maximă al unui elev este în ultimele săptămâni de școală. Nu în ultimele două săptămâni, pentru că atunci nu mai... Și cu 3, 4, 5 săptămâni înainte de școală. Acesta este momentul în care susținem evaluările naționale de clasele 2, 4, 6. De aceea am și amânat puțin cu 3 săptămâni, nu din alte motive. În lege precizează foarte clar că evaluările se susțin la sfârșitul claselor 2, 4, 6. Pentru bacalaureat am susținut evaluările foarte devreme, atunci când mobilizarea nu este foarte ridicată, tocmai pentru a-i mobiliza. Iar eu sunt optimist că anul acesta vom vedea efectul pozitiv al evaluărilor, simulărilor, nu sunt evaluări, îmi cer scuze, simulărilor naționale la nivelul clasei a 11-a și la nivelul clasei a 8-a. La nivelul și a 12-a. A 11-a, știți bine că a fost în premieră, sunt optimist că deja anul viitor elevii, încă de când încep clasa a 12-a, știu cam la ce să se aștepte legat de bacalaureat. În februarie, probabil anul viitor, încă n-am stabilit calendarul, vor susține o nouă sesiune de simulare pentru bacalaureat. Practic vor fi primii care au avut două simulări înaintea examenului de bacalaureat. Nu-mi propun schimbări pentru anul acesta, pentru că n-avem ce schimbări, vorbim de structura examenului, iar pentru anul viitor nu-mi propun schimbări pe structura examenului, pe modalitatea de organizare vom discuta în august, pentru că, evident, dacă ceva se întâmplă și constatăm că nu trebuie îmbunătățit, evident că în metodologie avem dreptul legal să îmbunătățim, fără însă să schimbăm structura examenului. Păi, în ultimii ani, în primul rând, dați-mi voie să vă spun că eu vorbesc în calitate de ministru. N-am cum să vorbesc în locul domnului rector și nici domnul rector nu poate să vorbească în locul Consiliului de Administrație și al Senatului.
Prin urmare, trebuie să-l lăsăm pe domnul rector, după ce am avut astăzi discuțiile pe care le-am avut, să meargă în fața structurilor de conducere ale universității, împreună cu primăria și să identifice soluții. Eu însă vă spun dintr-o altă perspectivă. Până acum nu s-a rezolvat, pentru că nu exista niciun orizont de finanțare a acestui proiect. Știm foarte bine că în perioada 2010, 2011, 2012 chiar, sumele de la bugetul statului pentru investiții în infrastructură au fost foarte mici. În 2013 și anul acesta, în 2014, am finanțat cu prioritate obiectivele care au posibilitatea să fie finalizate. Au avut grad de realizare peste 50, 60, 70% și, evident, a trebuit să ne concentrăm, era normal să ne concentrăm către aceste obiective. Obiectivul despre care discutăm astăzi, bazinul olimpic al Universității Politehnica din Iași, este un obiectiv mare. Nu știu exact cifrele, pentru că nu noi ne ocupăm Ministerul Educației de contract. Contractul este la Politehnică, dar vorbim de aproximativ 4 milioane, o estimare, 4 milioane de euro. Există o oportunitate și eu sunt convins că o vom utiliza să finanțăm ceea ce a mai rămas pentru finalizarea acestui obiectiv din fonduri structurale. Prin urmare, acum se pune problema în alți termeni și cred că în câteva săptămâni se va identifica o soluție, urmând ca în următoarele luni soluția identificată să fie pusă în practică. Contăm foarte mult și pe sprijinul primăriei în acest proces. Dar eu cred că semnalul pe care îl dăm astăzi este că ne interesează. Știți bine, premierul Victor Ponta a insistat și eu am insistat și domnul ministru Bănicioiu, cât timp a fost ministru tineretului și sportului, acum doamna ministru Gabi Sabo, insistăm pentru ideea de sport, ideea de sănătate prin sport, ideea de educație prin sport, prin urmare infrastructura educațională este importantă, de aceea am și spus că ar fi păcat să investim acolo câteva milioane de dolari, de euro, și infrastructura respectivă să fie folosită numai de studenții de la o singură instituție de învățământ. Este important să fie privit ca un proiect comunitar, indiferent de natura proprietății. Proprietatea acum aparține Universității Politehnica, dar cred că se poate găsi o formulă de parteneriat. Dacă vin atâția bani europeni pentru un obiectiv, atunci să profite, să beneficieze întreaga comunitate. Da, se poate. Așa. Domnul rector, dacă vreți să completați. Dacă... Și vreau să-mi permit și eu. După ce. Deci, în primul rând, eu doresc să-i mulțumesc lui domnului ministru, pentru că și-a repetit în timp și a venit în vizită la noi ca să vadă acest obiectiv. Și, în același timp, și domnului viceprimar, că l-a însoțit. Vreau să spun că acest obiectiv este început de Universitatea Tehnică Gheorghe Saki din Iași, dar este un obiectiv al întregului oraș și trebuie să ne intereseze pe toți pentru realizarea unui bazin olimpic, deci nu numai pentru studenții celor 5 universități care sunt în Iași, ci și pentru elevi care vor să facă performanță. La ora actuală este infrastructura terminată, o parte din suprastructură, domnul ministru și cu domnul viceprimar au văzut, chiar au pășit și dumneavoastră, mulți ați fost acolo. Ne trebuiesc cam 4 milioane de euro ca să finalizăm suprastructura și să facem dotările și reproiectarea, că s-au schimbat parametrii față de felul cum a fost proiectat. Universitatea Tehnică este obișnuită cu proiecte mari. Ați văzut proiectul din campus, 14 milioane de euro. Mai avem acum un proiect pe cercetare ENERET, pentru energie curată, de creăm vreo 11 laboratoare, care are 9 milioane de euro. Deci nu-i o cifră așa de mare ca să ne sperie. Deci sperăm ca să realizăm împreună cu primăria acest litigiu, deci și, așa cum spunea domnul ministru, prin Senat și prin Consiliul de Administrație, și să înaintăm rapid un proiect european, ca în perioada aceasta 2014-2020 să finalizăm această frumoasă investiție a orașului Iași. Mulțumesc! 2014-2016. Da.
Să mulțumesc în primul rând domnului ministru că a găsit necesar ca un obiectiv, pe lângă apartenența lui la latura educațională, cea legată de ce se întâmplă la Universitatea Cuza, să poată să fie privit și ca un obiectiv de interes cetățenesc municipal, să poată aduce acolo activități sportive, atât a sportivilor de performanță, cât și a celor în pregătire. Prin urmare, considerăm că abordarea acestui obiectiv trebuie făcută într-o așa manieră încât să poată fi finalizat. Dacă până acum a fost un element de, să spunem, subfinanțare, evidentă subfinanțare datorită faptului că prioritățile în educație au fost trecute, poate într-o ordine firească, de data aceasta ar trebui să profităm de oportunitatea atragerei unei alte finanțări și în special a celei europene. Nici pentru noi, Primăria Municipiului Iași nu este, să spunem, un obiectiv greu de înghițit în condițiile în care el ascunde o investiție a cărei utilizare presupune totuși o gamă destul de restrictivă de activități, dar într-un parteneriat împreună cu cluburile sportive, cu universitățile ieșene, chiar și cu învățământul preuniversitar, poate deveni foarte eficient în a susține atât demersul pentru care el a fost proiectat, respectiv educația, cât și latura sportivă și chiar a sportului de masă. Dar înainte de a încheia, personal, Primăria Municipiului Iași dorește să-i mulțumească domnului ministru pentru faptul că și-a făcut timp să vină să preia o parte din problemele educației de la Iași. Așa cum a spus dumnealui, îi mulțumim pentru acest termen, Capitala Națională a Educației ne obligă foarte mult, dar asta nu înseamnă că nu avem și resursele să ne achităm de această obligație. Simpozionul de astăzi vine de asemenea în a sprijini educația ieșeană, dar și educația românească în același timp. Și bineînțeles că este totdeauna bine primit la Iași, pentru că dovedește pe lângă competența necesară în a conduce un minister care este poate cel mai important minister, că viitorul nostru în primul rând trebuie legat de educație și pe urmă celelalte se vor săvârși aproape de la sine. Restul elementelor le veți mai primi pe parcursul timpului în ceea ce privește bazinul de not din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi. Dacă aveți alte întrebări legate de vizita domnului ministru la Iași astăzi, le putem pune. Dacă nu, o să ne permitem să închidem conferința de presă aici.